Dacă intervențiile în stradă ale agenților lasă de dorit, în schimb, alt tip de intervenții, mai exact cele estetice, se vor face cu discount. Un sindicat al polițiștilor a semnat un parteneriat cu mai multe clinici de înfrumusețare. Colega mea, Iulia Dumitrașcu, a văzut ofertele speciale pentru oamenii legii. Iulia, bună seara! Despre ce intervenții vorbim? Bună seara și bun găsit tuturor! De la implanturi de păr la injecții cu acid hialuronic și măriri de sâni, polițiștii și jandarmii vor putea face aceste intervenții cu o reducere de 10% față de prețurile pentru restul clienților. Oferta este însă valabilă doar pentru cei înscriși într-un sindicat. Liderul acestuia a fost cel care a semnat un parteneriat cu 3 clinici de chirurgie estetică din Timișoara, Craiova și București. Chiar dacă nu stăm strălucit la dotări și la pregătire, după cum bine am văzut mai devreme, măcar vom avea jandarmi și polițiști cu un aspect fizic de invidiat. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Scene șocante s-au petrecut într-o comună din Suceava. Un bătrân a fost ucis de propriul nepot chiar sub ochii polițiștilor veniți să aplaneze un scandal. Victima a căzut și unul dintre agenți, care a fost desfigurat în timpul intervenției. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Nenorocirea s-a produs în satul Bosanci. Polițiștii au fost chemați de bătrânul de 87 de ani care le-a spus că nepotul său este extrem de agresiv și face scandal. Aceștia au mers la fața locului unde l-au găsit inițial doar pe bunic. În timp ce discutau cu el, a apărut și nepotul. Furios că bătrânul a chemat poliția, tânărul de 32 de ani, fost cadru militar, l-a înjunghiat cu brutalitate pe bunic, chiar sub ochii agenților. Era un om normal. Deci discutai cu el orice. Cine știe în ce anturaj a plecat el, dacă el a plecat de două ori înspre Rusia, să plece în Rusia, să meargă să-l ajute pe Putin. După ce au privit doar ca martori atacul șocant, polițiștii s-au dezmeticit și au încercat să intervină. Numai că șirul de erori a continuat. Individul s-a dovedit mai puternic decât oamenii legii și l-a înjunghiat și pe unul dintre ei. Provocându-i o leziune destul de profundă, pentru care a fost transportat la unitate medicală în vedere de acordări de îngrijiri de specialitate. De asemenea, polițiștii au scos de îndată armamentul de îndotare, atât polițistul rănit cât și celălalt polițist, și au executat mai multe focuri în zona membrelor inferioare ale autorului, reușind să-l nimerească pe acesta în zona piciorului. Medicii sosiți la fața locului l-au resuscitat în zadar pe bunic. Mai șocant este că fostul militar ar fi anunțat oroarea pe care avea să o comită. Ba chiar a săpat și o groapă în curte pentru bătrân. Familia pune gestul individului pe seama unei depresii. Când a început războiul ăsta, o clacat. A fost de două ori până în graniță în Transnistria. Să luptăm împotriva rușilor? Împotriva americanilor. Numai o depresie putut să schimbe un om în halul ăsta. După ce a fost imobilizat, individul a fost dus la spital pentru îngrijiri. Atacatorul a lucrat ca genist la Constanța, dar a renunțat la armată și de ceva vreme muncea în Anglia. Fotbalistul Gabriel Torje a fost audiat de procurori într-un dosar de cămătărie. Mijlocașul ar fi una dintre victimele grupării interlopului Sile Pietroi. După ce ar fi împrumutat o sumă mare de bani, Torje a fost forțat să plătească dublu. În acea situație s-ar afla și cântărețul Elis Armeanca. Vlad Petrișor are detalii despre subiect. Vlad, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor. Gabriel Torje a fost deja audiat de procurorii de ICOT. El ar fi fost racolat de unul dintre membrii grupării dintr-o sală de sport pe care mijlocașul o frecventa. A ajuns să împrumute o sumă mare de bani, iar mai apoi a fost nevoit să plătească datoria dublu. În aceeași situație, spun procurorii de ICOT, sunt 50 de persoane care au căzut în plasa cămătarilor lui Sile Pietroi. Ieri dimineață, procurorii ICOT au descins la 17 adrese din București și Ilfov și au ridicat 8 indivizi, printre care și pe liderul acestei grupări. Au fost duși la audiere, iar mai apoi procurorii au decis să îi rețină pe 5 dintre ei pentru 24 de ore, iar pe ceilalți 3 să îi placeze sub control judiciar. În zilele următoare urmează ca cei 5 să fie duși în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Acestea sunt până acum informațiile. Cristian, înapoi la tine.
Mulțumesc, Vlad. Eliberat recent de după gradii, Călin Doboș, cunoscut drept esteticianul vedetelor, a avut parte de un sfârșit cumplit. S-a izbit violent cu motocicleta de un stâlp, iar medicii veniți la locul teribilului accident nu l-au mai putut salva. Vestea morții lui a provocat o undă de șoc în lumea mondenă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Supranumit chirurgul vedetelor, Călin Doboș era cunoscut în lumea showbizului ca esteticianul care face minuni. De-a lungul timpului, pragul cabinetului său a fost călcat de persoane cunoscute, cântărețe și influencerițe, toate în căutarea perfecțiunii exterioare. Orice viață de om, eu sunt antrenat, educat, pregătit să o respect și să încerc să o salvez. Viața lui însă nu a mai putut fi salvată. Ieri după amiază, Călin Doboș și-a găsit sfârșitul într-un accident violent petrecut pe podul Basarab din capitală. Mergea cu viteză pe motocicletă când ar fi pierdut controlul vehiculului, apoi s-a lovit de carosabil. Medicii au încercat minute bune să îl resusciteze, însă impactul i-a fost fatal. Am aflat, eu insistam că vreau să mă duc la spital și mi se spunea, Bianca, n-ai ce să te duci la spital. Ai vreau să mă duc la spital să-l cert, cum să te urci pe scooter și să mergi pe scooter, ce cauți pe un scooter. Îmi spunea prietenul nostru, comun, n-ai ce să te duci, că e la morgă. Adică, unde te duci, la morgă? Și zis, nu cred că e la morgă, nu cred. Nu venea să cred. E șocant când auzi că moare cineva atât de apropiat. Și Vika Blochina, una dintre pacientele lui preferate, este în stare de șoc. Doamne Dumnezeule, deci nu vine să cred, efectiv sunt în șoc. Însă nu doar reușitele l-au făcut celebru pe Călin Doboș, ci și ghinioanele, așa cum acesta le numea. Cariera sa avea să ia o întorsătură total neașteptată când o pacientă de 36 de ani se stingea din viață în urma unei liposucții ilegale realizate de el. La acea vreme, esteticianul vedetelor nu avea licență. În 2020, medicul a fost condamnat pentru ucidere din culpă la 3 ani de închisoare cu executare și interzicerea dreptului de a-și mai executa profesia timp de 4 ani. Tot timpul însă, Călin Doboș a susținut că este nevinovat. Cele mai negre coșmare ale unui medic este, cel mai negru coșmar este ăsta. Să se întâmple așa ceva într-un fel sau într-un preajma lui. Și totuși, cel mai greu coșmar s-a îndeplinit. La scurt timp după ce și-a aflat sentința, Doboș a încercat să fugă din țară, însă polițiștii l-au prins la vamă și l-au trimis în arest. În tot acest timp, familia tinerei decedate a deschis și un proces civil pentru despăgubiri în valoare de 1 milion de euro, proces ce abia în iulie 2022 s-a încheiat. Curtea de apel Galați a pronunțat verdictul definitiv în cazul lui și a stabilit ca Doboș să plătească daune morale în valoare de sute de mii de lei. Acum își ispășise o parte din pedeapsă și spera la un nou început alături de cei dragi. Avea planuri pentru viața lui, era foarte fericit că a ieșit. Urma să plece în curând din țară, zbura cu parașuta, era vesel. Oamenii legii fac acum cercetări pentru a descoperi care este cauza exactă a accidentului și de ce a pierdut medicul controlul motocicletei pe care o conducea de atâta vreme. Elevii care fac sport de performanță ar putea primi vouchere în valoare de 150 de lei lunar pentru a-și cumpăra echipamente. Asta în condițiile în care statul nu susține nicicum copiii sportivi, iar cheltuielile părinților depășesc în unele cazuri 100 de euro pe lună. Mai grav este că legea nu are susținerea guvernului, care vrea să facem economie. Nu la fel s-a pus problema în urmă cu o lună, când demnitarii și-au majorat salariile cu 25%. Maria Sava tocmai s-a întors din Coreea de Sud cu medalia de aur la Bikini Fitness. Are 29 de ani și 27 de sport. A trecut prin gimnastică, dans, basket și s-a oprit la fitness. Știe deci extrem de bine ce înseamnă sacrificiul pentru un sportiv. În primul rând trebuie să fii înscris la o sală, la un club, unde lunar se plătește. Ai nevoie de un echipament sportiv. Antrenându-te continuu, trebuie să speli, deci ai nevoie de multe echipamente. Ai nevoie să plătești deplasări în fitness, inclusiv să te înscrii la un concurs, plătești undeva la 400 de euro doar înscrierea. Cu 150 de lei lunar nu este imposibil să faci performanță, ne spune Maria. Vede însă inițiativa ca fiind de bun augur. Într-adevăr, suma de 150 de lei e infimă în comparație cu costul total pentru a ajunge la performanță. Dar e un pas, e un prim pas. Noi, în cadrul Federației Române de Culturi și Fitness, asigurăm
tuturor sportivilor din lotul național toate condițiile, tot ce înseamnă participări la competițiile internaționale, ținute, pachetele de participare, cazări, hoteluri, avioane, etc. Dar, din păcate, sunt și federații care nu pot face acest lucru. Și totuși, la urechile executivului par să nu fi ajuns aceste informații. Ba mai mult, guvernul a dat aviz negativ pentru această lege, tocmai din cauză că sumele ar fi prea mari. Guvernul are obligația de a conduce o politică fiscal-bugetar în mod prudent, iar adoptarea inițiativei legislative ar influența negativ țintele deficit bugetar asumate pentru anul 2021. Cu alte cuvinte, trebuie să facem economie, de la sportivi, nu de la demnitari, care luna trecută își majorau fără jenă salariile cu 25%. În aceste condiții, greul cade tot pe sportiv și pe familia sa, care fac eforturi supraomenești pentru performanță. Sunt foarte mândră că mă descurc la paralele. La 9 ani, Alexia își dedică majoritatea timpului gimnasticii și își dorește să-i calce pe urme Nadiei. Pentru asta e nevoie și de bani, dar mai ales de investiții masive în infrastructură, ne spune mama ei. O duc la sala de sport și am urcat cu ea în vestiar. M-am speriat. Saltele, un spațiu, un vestiar și un fel de spațiu în care le stau și mai își fac temele până începe antrenamentul. Cred că sunt din alt secol. Un lucru e cert. Cu 150 de lei pe lună nu-ți poți permite nici o pereche bună de ochelari de not, dar rămite să faci performanță. Iar cu asta sunt de acord și inițiatorii. Ea nu este îndeajuns, este doar un ajutor pe care noi încercăm să-l dăm în principal părinților pentru a-și putea susține copiii să-i trimite la practicarea unei ramuri sportive. Legea a ajuns ieri pe masa președintelui Klaus Iohannis la promulgare. După lucrările de reabilitare a acoperișului blocului în care locuiesc, zeci de locatari din Negrești-Oași s-au trezit cu apa în case. Pereții mobila și electrocasnicele le-au fost distruse de infiltrații, iar constructorul, dar și primăria orașului, dau vina chiar pe proprietari, acuzându-i că au intervenit la țevile de colectare a apei. Cu lacrimi în ochi, oamenii se plâng că de zeci de ani de când locuiesc acolo nu s-au lovit de astfel de probleme. Acum, cu casele vraiște, locatarii sunt și buni de plată pentru așa zisa reabilitare. Am pus câteva găleți. Câteva găleți. La scurt timp după reabilitarea plafonului blocului, locatarii de la ultimul etaj și până la parter s-au trezit cu apa în case. Zeci de locuințe au fost avariate după proba de inundare prevăzută în proiect. Ce să fac, vecinii au venit și mi-au scos apa, că eu la 80 ani. Ce pot face? Ele toate au venit și mi-au scos apa de aici. Ia uitați-vă și perechile. Vedeți cum arată pereții care erau impecabili. Deci am făcut o improvizație acolo să captez eu apa, să o dirijez la o găletușă. Pagube mari, a plin de apă, mi-a depășit glezna, a ajuns la frigider, la canapea. Canapea a fost plină de apă, aici plin de apă. Parchetul a plutit. Un locatar din bloc, care este specialist în construcții, povestește că, după ce a auzit că și în alte imobile din oraș s-a întâmplat același lucru în urma reabilitării blocului, a cerut de la primărie detalii legate de executarea lucrărilor. Așa a aflat că implementarea lor este una diferită față de cea prevăzută în proiectul inițial. Sub membrana finală care hidroizolează terasa blocului se află o membrană din polietilenă, o folie din polietilenă folosită la sere, care condensează puternic pe o suprafață atât de mare, se acumulează o cantitate de apă, rezultat din condens, însemnată, care nu are unde să meargă. Toată acea apă se scurge și se infiltrează încet, încet, prin pereți. Locatarii mărturisesc că niciodată nu au avut astfel de probleme. Blocul ăsta e făcut de 50 de ani, de 50 ceva de ani, dar n-a fost un gram de apă aici. Niciodată eu așa ceva n-am păstrit, e 50 de ani aici în blocul ăsta. Constructorul însă pare să știe mai bine de ce situații s-au lovit oamenii de-a lungul timpului. În fiecare an aduceau și desfundau cu șarpe, cu etc. și o dărângăneau dintr-un an în altul. Apele pluviale s-au pătruns prin apartamentele oamenilor, prin niște fisuri a conductelor care sunt de ani de zile neînlocuite. Și în ciuda faptului că s-au ales cu apartamentele vraiște și sunt duși cu vorba zi după zi, locatarii sunt și buni de plată pentru lucrările de pe acoperișul imobilului. A zis că vine om să facă până la ora 4. N-a venit, a zis că ieri
miercurea, urma să vină nu știu ce să facă la polistiren. N-a venit nimeni. Noi rămânem cu banii dați și cu paguba pe cap. Costurile lucrărilor s-au ridicat la 8 milioane de lei, din care 60% au fost bani europeni, în timp ce de restul cheltuielilor s-a ocupat primăria, urmând ca și locatarilor să le fie cerută contribuția. În pregătirea unui sezon rece cu număr mai mare de îmbolnăviri, Ministerul Sănătății a anunțat o premieră medicală în România. Din noiembrie începe vaccinarea antigripală în farmacii. Însă, deocamdată nu există farmaciști calificați să administreze serul. În plus, nici farmaciile nu au dotări similare unor cabinete medicale, așa cum cer autoritățile. Programul pilot de vaccinare antigripală în farmacii ar trebui să înceapă în luna noiembrie, doar că cerințele elaborate de Ministerul Sănătății sunt o adevărată provocare pentru farmaciști. Aceștia ar trebui să amenajeze un mini-cabinet medical dedicat vaccinării, cu masă, scaune, ori canapea, chiuvetă și computer cu o conexiune la internet. Pacientul ar trebui să stea aici, avem chiuveta, bineînțeles mănuși și toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinim. Această farmacie îndeplinește criteriile, însă nu s-a scris în program. România are peste 9.000 de farmacii la nivel național, dar doar câteva zeci și-au exprimat intenția să participe la acest proiect. Este un soft pe care trebuie să-l înveți, există un curs pe care trebuie să-l urmezi, este de 2 săptămâni. Cei din provincie vor trebui să vină într-un centru universitar pentru a urma acest curs. Sunt, bineînțeles, problemele de spațiu care necesită intervenții ale constructorilor pentru a fi amenajate. Spațiul respectiv trebuie amenajat cu canapele, trebuie amenajat exact ca un mic cabinet medical. Nu este simplu de realizat și cred că foarte multe farmacii se vor feri. În plus, farmaciștii spun că e deja târziu pentru imunizarea gripală pentru acest sezon. Mie mi se pare destul de târziu să mergem acum la cursuri, să vaccinăm nu știu când. Oamenii deja se vaccinează încă de 2 luni, septembrie-octombrie sunt lunile în care, din experiența mea, din comunitatea aceasta, ei deja s-au vaccinat. Oamenii care vor vrea să se imunizeze în farmacii vor avea de parcurs mai mulți pași. Întâi vor trebui să aibă o recomandare de la medicul de familie. Cu aceasta vor merge la farmaciile înscrise în proiect. O altă condiție este aceea ca doritorii să mai fi făcut cel puțin o dată un vaccin antigripal în anii anteriori. Prin proiectul Ministerului s-a dorit scurtarea timpului pe care o persoană trebuie să-l parcurgă pentru a se vaccina antigripal, doar că oamenii nu sunt atât de încrezători. Parcă și când a fost problema cu COVID-ul, tot așa s-au gândit și până la urmă nu știu dacă s-a practicat. Așa că nu cred că se va practica nici la antigripal. Nu mi se pare o idee bună. De ce? Pentru că trebuie să te vaccinezi într-un mediu steril, să știi cine îți face vaccinul, ce și cum, să ceri informații. Un vaccin antigripal în farmacie costă 65 de lei. Specialiștii se pregătesc pentru un număr mai mare de cazuri de gripă și viroze pentru că imunitatea a scăzut după 2 ani de pandemie, în care masca a fost obligatorie. Categoric ne vom aștepta la un sezon rece care va veni cu mai multe infecții virale. Și va fi un sezon de gripă în adevăratul sens al cuvântului. Deja lumea medicală este în alertă din cauza pneumoniei hibrid. În Statele Unite, epidemiologii chiar avertizează că urmează un sezon rece cu un cocktail de virusuri respiratorii și vorbesc despre triplademie, o combinație a 3 infecții, gripă, coronavirus și virusul sincițial respirator. Cele mai bune căpșune românești sunt cele culese miezul iernii. O spun producătorii care au investit în soiuri extra timpurii ca să poată vinde fructele în sezonul rece, când vor obține un profit mai mare. Iar ca să reducă spre zero costurile cu energie electrică, unii și-au săpat solarii la 2 metri în pământ, unde nu mai este nevoie de încălzire. Așa arată căpșunele în sezonul de iarnă. Dacă, ca să le vedeți, coapte bine, coapte chiar foarte frumos. Foarte gustate. De Crăciun vor arăta la fel, fiindcă de acum încolo au pornit ele aici, în solarul ăsta, de acum încolo începe să facă producția. Toată luna decembrie avem. Este calitate românească. E timpul culesului în ferma lui Robert Marinică din comuna Doljeană-Mârșani.
Pe când alți producători închid deja tarabele cu căpșune, în solariile tânărului fructele abia încep să se coacă. Ideea lui a fost, pe cât de simplă, pe atât de profitabilă. A construit un solar la 2 metri sub pământ, unde temperatura este cu peste 10 grade mai ridicată decât afară, astfel că fructele nu îngheață și nu au nevoie de căldura generată de o centrală. Ideea mi-a venit ca să pot să produc căpșune și pe timp de iarnă mai mult, adică sau chiar să produc continuu, să nu mă opresc deloc din producție. Este construit pe un blat de blană, făcut un blat de blană, pus un strat de celofan ca să nu se putrezească blana, după aceea luat o tulbă din pădure, după aceea vin cu folia neagră să nu crească iarba și înfig planta. Timp de 5 ani, tânărul a experimentat mai multe metode prin care să producă fructele în timpul iernii. Acum culege roadele, iar prețurile sunt pe măsură. În perioada sărbătorilor avem căpșune și de Crăciun și de Revelion, doar că sunt mai scumpe, în jur de 50 de lei kilogramul, depinde. Dar și în magazin sunt 70 de lei din străinătate, așa că eu zic că sunt mai gustoase, nu sunt mai bune, doar că nu știe lumea să vină. Nu crede că există așa ceva la piață. Robert cultivă și în câmp căpșune extratimpurii plantate încă din primăvară. Soiul acesta este un soi din California, de aia rezistă și afară, adică nu-i trebuie folie neapărat, o să reziste până la un minus 5 grade, așa. Un kilogram de căpșune costă în această perioadă circa 30 de lei, urmând ca în decembrie prețul să urce până la 50 de lei. Cântăresc numai câteva grame, sunt extrem de drăgălași și stau nedezlipiți de mamă și de tată. Pui de maimuță marmoset, cei mai noi locatari de la grădina zoologică din Sibiu au devenit imediat atracția locului, iar vizitatorii care merg să-i salute sunt topiți după ei. Marmosetele au fost aduse toamna aceasta la grădina zoologică din Sibiu, iar de curând, îngrijitorii au descoperit că familia s-a mărit cu doi pui. Originare din America de Sud, maimuțele sunt mari iubitoare de căldură, așa că sunt ținute într-un spațiu unde temperatura depășește 20 de grade Celsius. Au undeva la 250-300 de grame adulții, pui probabil vreo 10-15 grame. Încă nu știm sexul lor pentru că nu am intrat să nu stresăm părinții. Și o să facem un concurs de nume, să vedem când o să știm ce sex au, o să facem un concurs de nume, să le și botezăm. Cei doi pui sunt cei mai noi locatari de la Zoo Sibiu și cât e ziua de lungă, stau lipiți de părinților. Cele mai mici maimuțe din lume trăiesc în pădurile tropicale, iar hrana lor trebuie să fie una specială. Stau pe mama lor, încă vreo 3-4 luni o să stea, legume, fructe, insecte, le hrănim zilnic, avem și insecte, viermi, le hrănim cu viermi pentru proteină, legume, fructe. Puiuții sunt acum atracția grădinii zoologice. Sunt mici și animalele mici sunt drăguțe. Ai văzut? Da. Dacă au pui pe spate. Da, cred. Eu tot nu-i văd. Sunt foarte frumoși. Îmi place, n-am văzut până acum. Foarte mici. Mi-ar plăcea una acasă. Sunt foarte simpatici. Sincer, nu i-am văzut decât când a zis o doamnă din apropiere. La câțiva pași distanță de spațiul unde sunt ținute micile marmosete, un pui de pavian încântă vizitatorii. Un pui de pavian de o lună și jumătate. Acum, de două zile, a început să facă primii pași, să se desprindă un pic de mamă, dar numai stă în jurul mamei și cercetează încet, încet spațiul. Foarte drăguț, în special pentru copii, mai ales că avem și un show, cum ei se joacă și le place să alerge și sunt aproape ca și copiii noștri. De curând, la Zoo Sibiu a fost deschisă și o fermă de animale. Un loc foarte frumos pentru copii, unde se poate interacționa cu animalul domestic. Momentan am reușit să aducem niște căprițe, niște vaci, niște ponei, găini, dar urmează să populăm și cu niște porci și cu niște gâște. Grădina zoologică din Sibiu găzduiește acum 300 de animale din peste 70 de specii. Caravana iubirii își continuă drumul prin țară ca să-i întâmpine pe toți cei care vor să trăiască aventura vieții lor în Casa Iubirii. Andreea Mantea este cu noi și ne spune în ce oraș ajunge. Bună seara, Andreea, te ascultăm! Bună seara, bun găsit tuturor! Da, într-adevăr, sunt, dacă îmi dai voie să fac o mică completare, sunt în cel mai frumos loc de pe pământ. Sunt în locul în care emoțiile sunt așa la cote înalte, unde iubirea plutește în aer cu ajutorul fluturașilor, unde trăirile acestor oameni sunt extrem de intense și frumoase. Dar cum iubirea vine și cu bune și cu rele, iată că mai trec și ei prin momente grele, dar
Ei se bucură foarte tare că se află aici în Casa Iubirii. Așadar, dacă vreți să veniți și voi aici în Casa Iubirii, vă așteptăm în acest weekend la Iași, la Hotel Internațional din Iași. Mâine și poimâine, vineri și sâmbătă, de la 10 dimineața până la 8 seara. Ne vedem, da, vin și eu, ne vedem la Hotel Internațional din Iași, de la 10 dimineața la 8 seara. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Urmează Ce faci în weekend. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi vremea s-a menținut caldă, mai ales în sudul și în sud-estul țării. Cerul a fost variabil, cu unorări temporare și ploi slabe în nordul, centrul, estul și nestul teritoriului, dar și la munte. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 15 și 24 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar în regiunile intracarpatice și în cele estice se va semna la ceață asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe crestele Carpaților meridionali. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral. Mâine, să știți că vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării. Avem cer variabil și doar dimineața în zonele joase din nord-vestul și centrul, cât și estul teritoriului, vor fi nori joși și ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, atmosfera se anunță însorită, iar temperaturile vor fi generoase. Se vor înregistra 20 de grade în Târgoviște, 22 de grade în Călăraș. În Transilvania va fi o zi cu vreme închisă, iar maximele ajung până la 18 grade în Sibiu, 20 de grade în Alba Iulia. În Moldova, temperaturile vor fi plăcute și ne bucurăm de vreme însorită. Maxime de până la 18 grade vor fi în Piatra Neamț, la fel și în Iași și în Botoșani. În vestul țării avem parte de vreme frumoasă, ne bucurăm și de soare și doar local cerul va prezenta înorări temporare. Vor fi 20 de grade în Arad, 19 grade în Oradea. În Oltenia temperaturile vor fi ridicate, iar cerul va fi mai mult variabil și ne bucurăm de soare mare parte din zi. Maxime de până la 22 de grade vor fi în Slatina, 22 de grade și în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea, vremea va fi frumoasă și călduroasă, iar valorile termice ajung până la 22 de grade în Megidia, 20 de grade în Tulcea. În capitală a fost o zi extrem de frumoasă și călduroasă, am avut cer senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. Maxima a ajuns la 23 de grade. La noapte cerul va fi variabil, iar minima coboară până la 10 grade. Mâine nu sunt mari schimbări în ceea ce privește vremea, rămâne în continuare o atmosferă plăcută cu soare, iar în jurul prânzului maxima urcă până la 22 de grade. La munte, vremea se anunță a fi frumoasă, cerul variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă din an și, iată, 11 grade sunt anunțate în Sinaia, 12 grade în Semenic. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Ana Maria m-a întrebat cum va fi vremea sâmbătă la Curtea de Argeș. Maxima urcă până la 20 de grade, iar cerul va fi senin. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept mesajele voastre pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!